Procurorul șef al curții anunță că nu doar premierul izraelian și ministrul său al apărării sunt vizați de mandate internaționale de arestare. Un document similar este solicitat și pentru liderul grupării teroriste Hamas, Yahia Sinuar. Acuzațiile sunt oarecum identice, dar împărțite după vina fiecăruia. Crime de război și crime împotriva umanității pentru atacurile din 7 octombrie asupra Israelului și războiul care a urmat în Gaza. Șeful Curții Penale Internaționale crede că Netanyahu, ministrul său al My office charges Netanyahu and Gallant as co perpetrators and as superiors in the commission of these alleged crimes. Israel, like all states, has the right to defend its population. It has every right to ensure the return of hostages that have been criminally and callously taken. Those rights, however, do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law. Intentionally causing death, starvation, injury, and suffering to the civilian population, including so very many women and children, are criminal means to achieve military. And goals. O primă reacție din Israel vine de la ministrul de extern. Israel Katz anunță că va forma un comitet special pentru a lupta împotriva oricărei astfel de acțiuni și că va colabora cu liderii mondiali pentru a se asigura că astfel de mandate nu sunt puse în aplicare. Medinat Israel iați ale milhamahat s-o decât la hartevach și bița regiună teror Hamas pe Medinat Israel îl chemet, ba ofenamu sări ba istoria, TOCHAC pada la hoca ben ולמדינת ישראל מערכת משפט עצמאית וחזקה. הצבת מנהיגי מדינה שיצאה לקרב הגנה על אזרחיה באותה שורה עם טרוריסטים צמאי דם היא עיוורון מוסרי ופגיעה בחובתה ויכולתה להגן על אזרחיה. קבלת עמדת התובע תפגע ביכולתה של כל מדינה להגן על אזרחיה ותהווה פשע היסטורי Ar fi pentru prima dată când mandate împotriva politicienilor izraelieni îl vizează pe liderul unui aliat apropiat al Statelor Unite. Decizia l-ar pune pe Netanyahu alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru care Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare legat de războiul Moscovei împotriva Ucrainei.